Marie Berthelot s-a născut la data de 7 decembrie 1861 în Franța. A fost un general al armatei franceze. În primul război mondial a fost șef de stat major al comandantului suprem al trupelor franceze pe frontul de vest. În a doua parte a războiului, începând cu luna octombrie 1916, a fost detașat în România ca șef al misiunii militare franceze. Pe toată durata misiunii în România, generalul Berthelot a asigurat și rolul de consilier militar al regelui Ferdinand, comandantul de căpetenie al armatei române. În semn de recunoaștere a meritelor sale deosebite, după terminarea războiului și încheierea păcii, generalul Berthelot a fost decorat cu cele mai înalte distincții ale statului român. L-a declarat cetățean de onoare al României și i-a oferit un lot de teren și o locuință. În 1926 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. După război, a îndeplinit diferite funcții de guvernator militar al unor departamente din Franța. A murit la data de 29 ianuarie 1931 de artrită, iar pe 6 februarie 1931 s-a citit testamentul generalului Berthelot, care, spre a mulțumi nației românești pentru toate mărturiile de recunoștință și de dragoste ce i-au fost arătate, a lăsat Academiei Române domeniul din comuna Fărcădinu de Jos, în prezent redenumită General Berthelot, județul Hunedoara. Sumele de la bancă pentru a fi folosite în întreținerea unor tineri spre a-și completa studiile într-o școală franceză, civilă sau militară.